Bună balanță și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 25-31 martie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia balanță, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce ți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești și sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru balanță în această săptămână. Dragi balanțe, începem cu o eclipsă, eclipsă de lună sau lună plină în zodia ta, care în acest an e, e foarte interesantă și e destul de puternică. Discutăm despre o activare a axei relațiilor. Și este un moment pentru balanță în care poate să pună punct unei relații sau este un moment în care Poate să pună punctul unui mod prin care abordează, practic vorbind, prin felul tău de a acționa, da? legat de o relație, o poveste de iubire, un copil, legat de o afacere pentru unii. da, Este un moment foarte puternic pentru balanță. Eu aș spune că este vorba și despre niște surprize destul de mari, pe care știu eu, le poți avea. Surprize care, știi cum. Țin foarte mult și de uh, femeile din viața ta. Vezi tu posibil ca luna asta plină să dezvăluie balanței un adevăr da, privind iubirea privind copiii. Uh, poate tu ai niște secrete care acum ies la suprafață și eu zic că uh, toată povestea asta vine și cu un fel de pierdere, dar e ca și cum. Nu inițiez chestia asta, da, eu și cum spui bun, investesc în proiectul ăsta, bag banii, da, pierzi banii, cum s-ar spune, dar vei vedea rezultatele alții din contra, da, uite, acum vi se arată ce ați făcut în jumătate de an și dacă au fost secrete, dacă au fost lucruri ascunse, dacă știu eu, ați avut anumite frici să acționați într-un anumit fel, e uite, acum nu neapărat că vă trece frica, doar că sunteți puși în fața faptului împlinit și eu zic că ăsta e un lucru bun, da, e un lucru bun. Este o lună plină de maturizare pentru balanță. Vezi tu, uite, norocul pentru tine vine din zona aceasta a drumurilor scurte. Norocul pentru tine vine pe comunicare, pe studiu, pe a explora o problemă. Da? Nu știu, ești tu curios, vrei să explorezi o situație, vrei să afli mai multe lucruri despre o persoană, despre o relație și uite acolo rămâi total surprins de lucrurile care se, se petrec. Da? Și eu zic că ești, ești susținut bine da? ești susținut bine. Eu ți-aș recomanda săptămâna aceasta totuși o mai mare atenție pe sănătate, dar și pe muncă. Da? Poate este un moment în care balanța își poate învinge o teamă săptămâna aceasta și de asemenea poate să fie un moment de eliberare. Da? Poate la nivel emoțional, poate la nivel fizic se întâmplă ceva, fiind implicat și Uranus pe acolo, acum, na, da, cum să o zic, e, e complicat, da? e complicat. E un noroc pentru balanță care apare, nu știu, printr-o pierdere, prin ceva, nu știu că și cum apare un copil și deodată trebuie să uh, dai drumul tuturor uh, lucrurilor, ca să spun așa, da? Pentru alții, uh, pot fi momente în care începeți să vă dați seama că modul vostru de a vă raporta la ceilalți poate până acum a fost puțin eronat, da? poate v-a fost teamă să faceți ceva și uite acum puteți să rezolvați problemele. Ideea este că voi veți lua o hotărâre de a închide sau uh, fie de a închide o relație, fie de a închide un mod prin care voi acționați. Da? Că e la muncă, că e în casă, că e cu prietenii, nu contează, acolo se întâmplă lucruri. Da? Nu știu, balanțele care sunteți de mult timp într-o relație și lucrurile sunt bune și sunt ok, ei uite, acum puteți să aveți și voi curajul printr-un eveniment neprevăzut, bineînțeles, care apare, să aveți curajul să ziceți, gata, mă am mărit, m mă însor, Alții, din contra să spuneți, băi, uite, nu se mai poate. Da? Și atunci rezolvăm problema. Da, posibil ca balanța să fie și foarte nonconformistă săptămâna aceasta, prin uh, uh, felul de a acționa, prin felul de a gândi, știu eu. Bun. Um, cam atât în mare parte. Și, da, este o săptămână în care, bineînțeles, atenția balanței este pe propria persoană, pe bani pe partea aceasta de valori, pe comunicare, pe drumuri, deci pe aici te învârți săptămâna aceasta. Hai să vedem, dragi balanțe, și arhanghelii ce spun, ce trebuie voi să știți. În continuare, surprizele se țin lanț pentru balanță, dar nu, nu sunt lucruri rele, dragi balanțe, că e că și cum vă eliberați de o povară, de o frică. Poate, nu știu, ți era teamă să abordezi o persoană, ți era teamă să abordezi o situație și uite, acum se întâmplă, dar se aliniază astrele, cum s-ar spune. Bine, singura chestie e să nu încerci să controlezi multe chestii, că nu, nu, o să iasă, nu o să iasă, nu, e Uranus pe acolo și el nu, <laughs> nu cred, mă rog, ne ajută, dar în general să facem asta. Bun, și avem așa bucuria divină pentru tine, cifra nouă foarte importantă în această săptămână, deci este un final de ciclu, un apogeu, o eliberare, balanța simte că își deschide aripile. Culorile importante, mov, albastru, galben, roz, iar arhanghelul Zadachiel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Te ajut ca prin rugăciune să te contopești în inimă cu Dumnezeu, să te eliberezi de toate înlănțuirile, să trăiești cât mai des starea profundă de dăruire totală față de Dumnezeu, să manifesti mai mereu bucuria divină, pură și copleșitoare. Deci, Balanța uh, reușește să se apropie mai mult de Divinitate, reușești să te eliberezi din acele înlănțuire, Adică, poate aveai o teamă, ți-am spus să faci ceva, poate era într-o situație, nu știu, la muncă, dar aveai un contract scris până nu știu când și nu reușeai să-l închizi până ai băi, bun, trebuie să stau până la capăt, ca așa scrie în contract. Ei, dar acum se întâmplă așa o minune și. Poți să te eliberezi de acolo. Da? Balanța se bucură. Da? Se bucură foarte mult. Vezi tu, decizia asta poate să țină și de o mutare, da? Cu luna asta plină, și de o relocare pentru unii, da? Sau chiar de finalizarea unui proces juridic. Posibil și asta, da? Însă, vedeți voi, sunt chestiuni prin care trebuie să luați atitudine. Da? fie luați voi atitudine, fie se alinează, v-am zis, astrele cumva fiind și Uranus acolo implicat, prea aș merge eu pe ideea că avem noi tot controlul de lume, că nu-l avem. Da. Uh, nu știu ce am simțit să mai iau un mesaj. Avem puritatea și spontaneitatea, cifra 4, deci o hotărâre de final. Alte culori, portocaliu, albastru, argintiu, verde și mai avem Arhanghelul Gabriel, te ajut să redescoperi puritatea și spontaneitatea naturii tale divine. Îți revelezi starea de copil al lui Dumnezeu și te ajut să trăiești totul cu bucurie divină. Deci se amplifică ideea aceasta de bucurie divină, de puritate. Hai să vedem tarotul ce zice. Da, o săptămână intensă pentru balanță, interesantă, dar v-am zis, pot apărea diferite surprize. Chiar din punct de vedere juridic, Se închide ceva. Opa, Uf, dragi balanțe, de ce faceți voi aici? E... Aulă! Mm -hmm. de spade. Și se repetă cifra asta nouă. Apogeu, sfârșit. Marele preot. E un stres aici privind o colaborare. Unii poate să te stresați și ziceți nu mai găsesc pe nimeni. Alții sunt stresați în legătură cu un contract, cu o relație serioasă. Poate este și un stres aici legat de zona studiilor. Nouă de cupe. Ei, eu văd aici mulțumire, împlinire, liniște într-o relație anume, dar simt aici un moment în care, e ca și cum s-a ajuns la un apogeu din punct de vedere emoțional, da? într-o relație de cuplu. La baza manifestărilor tale, șapte de cupe, deci ai foarte multe oportunități. Balanța poate să trăiască așa puțin într-o altă lume săptămâna aceasta, pentru că șapte de cupe poate să reprezinte și un moment în care nu vezi lucrurile clar, nu știi ce să alegi. Vezi că nu totul e real, da? nu totul e real și uite eclipsa asta te poate ajuta să vezi lucrurile mai clar, da? mai clar să-ți lămurești aceste indecizii pe care le ai. Că în exteriorul tău e și cavalerul de spade și cu cinci de spade și cu roata destinului, deci fie că vrei, fie că nu vrei, lucrurile oricum se întâmplă. 8 de bâte în inima ta, deci multă comunicare pentru balanță săptămâna aceasta, multă pasiune. Și de mesaje, apeluri telefonice, ceva rapid care se petrece și care schimbă destul de mult lucrurile. Și eu cred că schimbarea în mod special pentru balanță poate să țină și de viața privată, da? Doi de monede, e, doi de monede aici poate să țină și de o săptămână în care balanța e prinsă între două orașe, două locuri de muncă, două situații diferite, primești bani, dai bani la rândul tău, încerci să echilibrezi o situație dintr-un anumit punct de vedere, da? 5 de spade. Aici este un compromis, da? Cineva încearcă să-și urmărească interesul, cineva încearcă să profite de o anumită poziție în care se află. Și avem și roata destinului, care, bineînțeles, și ea vine cu o hotărâre, din punct de vedere personal. Se închide ceva și se deschide altceva. E un noroc. Lucrurile aici încep să meargă cumva cu sau fără voia ta. Ți-am zis, Uranus acolo fiind implicat în poveste, e. Uh, e complicat, da? Este o veste fulger care apare. Cineva schimbă casa, schimbă norocul, schimbă locul. Cavalerul de spade, aici este o persoană poate mai agitată în jurul tău, dar văd eu că lucrurile se petrec cu viteza luminii pentru balanță, discuții rapide care au loc, clarificatoare. Cavalerul de spade poate să fie cineva foarte sigur pe el, da, care vine și zice, băi vreau să știu, ori e albă, ori e neagră. Da? și cumva e puțină agitație pe aici prin jurul tău, ca să fiu sinceră și cumva de asta tu încerci aici să clarifici lucrurile, încerci să le rezolvi. Doar că na, fiind roata destinului, cu siguranță îți aduce schimbări, îți aduce o închidere și un nou început care te ajută. Dragi balanțe, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit și la partea bonus, acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești și sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare cu ajutorul unui oracol, iar în final vedem surpriza pentru balanță în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, îți doresc o săptămână cât mai frumoasă și o primăvară binecuvântată.